Polițiști din cadrul postului de poliție Mătăsari s-au sesizat din oficiu și au identificat în flagrant pe un teren viran de pe raza comunei Drăgotești un bărbat de 34 de ani din comuna Mătăsari, lucrător la cariera Jules din localitate, care încărca bulgări de cărbune într-o autoutilitară. Din primele verificări a reieșit faptul că bărbatul reușise deja să sustragă din depozitul carierei Jules Sud Mătăsari cantitatea de 5.300 de kg de cărbune lignit, înainte să fie identificat de polițiști. Întreaga cantitate de cărbune a fost recuperată și predată unității miniere, prejudiciul fiind în curs de estimare. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.